uite, ți se aduce argumentul ăsta al ăstora private. Pe ce Hiperion e calitate? Am dat un contraexemplu crucial. Un răspuns putea fi, l-am auzit la cineva, păi îți oferă Hiperion sau care mai, Spiru Haret, păi îți oferă dacă ăștia au crescut artificial cererea de diplome. Să zicem, ești într-un sat și vrei să-ți menții jobul și ai nevoie de o diplomă, ți se cere prin lege, păi facultatea îți bifează, satisface o preferință, că tu vrei doar o diplomă, tu nu vrei cunoaștere. Faci filozofie ca să bifezi acolo în criteriul la angajare, dar nu pentru că te-ar interesa ce zice Kant. Deci ele livrează, ca să zic așa, astea proastea de care vorbim. Da, bine, nu, dar întotdeauna piața reușește să livreze chiar și în condițiile astea Frankensteiniene impuse de stat.